Prieteni, vă salut! Azi avem o discuție cu voi foarte, foarte tehnică. Vă spun care este ideea unui nou update pe Facebook și după care vă arăt cum implementez eu acest update și care sunt pașii prin care trebuie să treceți dacă vreți să-l faceți și de ce trebuie să-l faceți. Relevant dacă sunteți social media manager sau promovați în compania voastră ori în care lucrați postările și faceți campanii de promovare. O să vă arăt screen-ul meu în câteva clipe. Până atunci, dacă este relevant, continuăm discuția. Deci, un nou update. În ce constă update-ul? Update-ul vine la elementul de setare a bugetului. Dacă vă amintiți, știți și vă imaginați, Facebook doar are trei nivele de, în care noi setăm anumiți parametri. Vă arăt acum la tablă ca să fie încă mai pe înțeles și mai clar ce am în vedere. Deci așa formatul o să fie mai pe înțeles, după care o să vă arăt și în monitor cum arată. Spuneam despre structura campaniei. Cred că cunoașteți sau dacă nu, vă spun în două cuvinte. Facebook-ul are trei nivele de setare a unei campanii. Primul nivel este scopul. La primul nivel, noi alegem scopul reclamei noastre. Sper să se vadă. Alegem scopul reclamei noastre și aici noi avem o serie de instrumente care ne le punem la dispoziție Facebook. Cum ar fi event, video, click to website, boost post, ar fi interacțiunile cu postarea, conversiile, reach-ul, adică sunt mai multe și noi alegem una din ele. La nivelul 2, este de menționat că noi în cadrul unui scop, unei campanii, putem crea mai multe nivele. Unul, doilea, noi alegem cui. Cui, la ce preț și pe ce perioadă. Deci noi să alegem, spre exemplu, de ce spunem două seturi? Putem alege femei și putem alege bărbați. Aici noi spunem câte $5, spre exemplu, $5 și o spunem pe o zi. Pe o zi. Deci aici se primește că dacă noi, în cadrul unei campanii, alegem două nivele, noi s-ar primi că facem auto-testing. Cine o să acționeze mai bine, femeile sau bărbați? Dar în contextul update-ului, anume nivelul 2 și un pic s-a ajustat. Pentru că este dimensionat cu cât mai multe nivele de 2 vrem să creăm, cu atât mai ciocărțit sau mai mult buget va trebui per fiecare nivel să punem. Ceea ce înseamnă că dacă noi vrem să facem un auto-testing nu doar pe gen, dar și pe vârstă, înseamnă că bugetul ori trebuie împărțit, aceiași 10, 20, 100 de dolari, ori adăugat. Și aici 5, și aici 5, și aici 5, și aici 5. Acum, respectiv, mai departe vine că pe fiecare nivel, noi putem crea nivelul 3, pe fiecare nivel 2, așa să facem ca să fie pe înțeles, pe fiecare nivel 2, noi putem crea nivelul 3 de reclamă și aici este anunțul nostru. Noi aici punem parte de visual, video, foto, noi aici punem copywriting-ul și punem link-urile. În cadrul nivelului 2 putem crea până la 50 de anunțuri la nivelul 3. Și respectiv pe fiecare set. Adică ați pus $5 și puteți la $5 crea 50 de variații acelui anunț și Facebook cumva o să fac un mini testing și o să arate la mai multe persoane. Acum ce s-a schimbat? S-a schimbat următoarele. Sau nu s-a schimbat, dar s-a adăugat. Noi avem nivelul 1 în care noi alegem scopul și în cadrul acestui nivel, pe lângă faptul că noi alegem anunțurile, unul din anunțuri care ne interesează, unul din tipurile de scop, spre exemplu, click to website, noi mai putem alege și bugetul. Deci în cadrul primul nivel alegem bugetul. Ce ne dă nouă asta? Dimensionat este că putem alege în cadrul primului nivel bugetul doar cu condiția că noi îl punem pe zi, per day.
per total nu e posibil. Pentru că în precedentul noi putem pune buget total per fiecare set. Dar aici noi alegem primul nivel, alegem bugetul și se primește că noi putem face variații de mai multe nivele 2, de mai multe nivele 2, așa ca să fie pe înțeles. Îmi spuneți, vă rog, în comentarii, e relevant? E pe înțeles așa formulă de explicație? Mi-e important feedback-ul care mi-l dați. Și aici noi spunem, spre exemplu, pe zi, nu știu, 50 de dolari, sau hai mai pământesc, 10 dolari pe zi, și el o să arate la bărbați cu vârsta de 18 până la 25, bărbați cu vârsta 25 până la 35, bărbați cu vârsta de la 35 până la 50, femei cu vârsta între 18 și 25, femei cu vârsta între 25 și 35 și femei cu vârsta între 35 și 50. Ce am făcut noi acum? Noi am împărțit audiența noastră, am ciopărțit-o ca comunicarea noastră să fie una mult mai eficientă, mai clară și noi acum la același buget de 10 dolari pe zi, Facebook-ul, la ăștia să-i arăte de 1 dolar, la ăștia de 7, la ăștia de 0,5, la ăștia de 0,6, ca în sumă toate, să iasă 10 dolari pe zi. Iar asta trebuie de făcut doar dacă respectați o condiție. La nivelul 3, care spuneam acele aproximativ 50 de anunțuri, care voi o să le faceți, se corespundă comunicarea, adică voi, dacă bărbați 18-25, adaptați și mesajul și visualul. Aici, la fel, adaptați mesajul și visualul. Și corespunzător la fiecare din set. Când bugetul o să fie mic, abatestimul nu o să fie relevant atât de tare. Dar dacă voi aveți buget de per campanie, spre exemplu, de 200 de euro pe toată perioada, voi împărțiți și puteți împărți cu 10 dolari pe zi. Pe 10 zile aveți și împărțiți și o să vedeți cine. Plusul este că voi, într-un anumit moment, o să puteți să excludeți anumite audiențe care, unul, ori sunt scumpe, ori nu sunt relevante. Spuneam despre faptul că o să implementăm acum pentru un client al nostru. Este evenimentul O Seară Fetească, un eveniment organizat de Profile Agency și Julie Allen. Și acum noi creăm strategie de comunicare, strategie de promovare a comunicării, și pe lângă campaniile de generare de trafic, pe lângă campaniile de vânzare, avem și campaniile de promovare a mesajelor despre eveniment, mesajelor despre acele plusuri, acele momente care o să fie în eveniment, adică pus posturile clasice pe care voi cu siguranță le faceți, și această strategie de redistribuire a bugetului, anume o să vă dau o alternativă cum se poate testa modalitatea de livrare. Deci am revenit la monitor, sper că se vede. Vă spuneam despre formula în care noi putem, în cadrul unui scop, să alegem mai multe ad seturi și seturi de reclame și ele vor lucra cu același buget. Noi alegem interacțiuni cu postarea, update-ul nostru vine aici, anume la nivelul ăsta, înainte nu erau aceste, creează un test comparativ, era mai sus, și optimizarea bugetului nu era. Ce înseamnă optimizarea bugetului? Vă citesc chiar de pe Facebook. Optimizarea bugetului campaniei va distribui bugetul în toate seturile de reclame, adică nivelul 2, pentru a obține mai multe rezultate. Adică el va da buget pentru acel set care manifestă mai mare interes. Clicăm aici, punem buget total de 10 dolari. După care continuăm, mergem la nivelul 2. La nivelul 2 noi o să împărțim campania noastră în două seturi, pentru femei și pentru bărbați. Vă spuneam de prima versiune în care poți face un mini A/B testing, pur și simplu redistribuind bugetul femei-bărbați și dependență de cine va reacționa mai bine, Facebook acolo va redistribui bugetul. De aceea scriem 26.06 boost post femei. Pe noi ne interesează doar Chișinăul. Ne interesează persoanele care locuiesc în această locație.
vârsta 25-50, o vârstă pentru evenimente wine destul de bună, și spuneam că ne interesează primul set pe care o să-l facem doar femeile. La tipuri de țintire, la interese sau audiențe personalizate, noi azi nu vom lucra, vom face un boost care numesc eu de reactivare a audienței existente. Asta ar însemna că noi vom arăta doar persoanelor conectate la pagina Profile Agency. Să le arătăm lor, în primul rând, un boost de câteva dolari ca să trezim audiența care a mai participat la evenimente, s-a regăsit în poze, a dat like la pagină, respectiv este o audiență relativ caldă. Edităm poziționările, ne interesează doar până când Facebook Audience Network scoatem, articole instante, în stream, toate este scoatem, pentru că eu știu cum arată visual și nu o să arate bine. Pentru câteva zile doar facem, adică până mâine, și alegem interacțiuni cu postare ca să avem interacțiuni cât mai multe. După care mergem la nivelul 2, aici noi avem, alegem profile și alegem postarea care vrem să o promovăm. Odată ce evenimentul deja este lansat, comunicarea a început, noi facem boost post la o postare, te așteptăm la gala vinurilor din soiuri autohtone o seară fetească. Deci vor fi 4 soiuri de struguri, 1000 de sticle pentru degustare, 17 producători autohtone. Este, apropo, un eveniment tare fain, vă sugerez să faceți cunoștință și poate are sens să mergeți și voi. Ne atenționează că este un pic mai mult text decât este admisibil, nu este în exces, dar posibil să ne oprească sau să ne facă reclamă mai scump. Noi o să revenim în ajustarea visualului, acum mergem pe ce este. Am creat toate detaliile necesare, lansăm boost-ul. Deci așa, practic, minim e pașii în crearea unui boost. Pentru ca să facem A/B testing-ul și testăm bugetul la primul nivel, mergem la nivelul 2 și dublăm nivelul 2. Adică să nu-l creăm de la început, noi dublăm pentru că aceiași parametri ne interesează, perioada, doar că vor fi bărbați, și aici selectăm bărbați. Ceea ce înseamnă că restul detaliilor nu schimbăm nimic, doar am schimbat că se arate la bărbați aparte și la femei aparte. Publicăm și momentan s-o permit că noi avem o campanie la primul nivel, alesă interacțiuni cu postarea. La nivelul 2, noi am ales să arătăm la două targete, bărbați și femei. Bugetul total am pus $10 și puteam să pun 5 pe bărbați și 5 pe femei, clasic, în format clasic. Însă aici eu am decis să testez, să pun la nivelul 1 $10, iar în dependență de interesul targetului nostru, mai mult femei sau mai mulți bărbați, Facebook-ul va redistribui nemijlocit bugetul. Și la nivelul 3, la ambele seturi, sunt aceleași postări, traficul va merge către aceeași postare, nu pierdem nimic. Alte combinații de acest nou update poate voi reveni, dacă și inclusiv îmi dați un feedback, un comentarii, a fost util sau nu, v-a plăcut sau nu, așa format de sharing, cum facem asta noi și ce scop urmărim noi. Dragă prieten, cam așa a fost setarea campaniei pentru evenimentul O Seară Fetească. Noi o să revenim cu strategiile și cu alte idei interesante cum noi promovăm evenimentele pentru clienții noștri. Urmărește pagina de Facebook și de Instagram a companiei care o coordonăm, ASAP Digital Team, care ne mijlocit setează și echipa realizează aceste scopuri. Mi-mi spune Dumitru Talmazan și îți mulțumesc că ai fost până aici. Comentează acum dacă a fost relevant toată activitatea care am realizat-o până acum, formatul de filmare, maniera de livrare a mesajului, combinația între ecran și flipchart. E important ca să știm cum să creăm content și dacă are sens pentru voi acest tip de sharing. Toate bune! Nu uitați să puneți like-uri și să aveți setări și rezultate bune.